Guvernul a aprobat regulamentul de acordare a celor 60 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de intemperii, bani oferiți de Federația Rusă. Suma este destinată în special pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seceta din acest an pentru proprietarii terenurilor semănate cu porumb și pentru fermierii care au investit în pregătirea câmpurilor pentru viitorul sezon agricol. Documentul stabilește procedura de acordare și calcularea sumei și modul de repartizare a banilor. Autoritatea responsabilă de realizarea proiectului va fi Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Mărimea ajutorului financiar pe hectar de teren cultivat se va calcula în baza mijloacelor financiare disponibile, raportate la suprafața totală eligibilă conform dosarelor recepționate de la potențialii beneficiari. Compensația va fi acordată producătorilor agricoli, ale căror câmpuri cultivate cu porumb au fost afectate de secetă în măsură de 60% și mai mult. Dacă facem matematică rapidă, ieșind din costurile, zicem, inclusiv a lucrărilor, ar însemna că prin această alocare compensăm undeva costul aratului pentru 1,2-1,5 hectare la fiecare producător, costul unei lucrări agricole aratul. Ceea ce, bineînțeles, nu mult, dar tot este un suport. Conform estimărilor, suprafața totală afectată de calamități naturale este de 505.000 de hectare. În acest sens, Ministerul Finanțelor va aloca Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale 59,7 milioane de lei din fondul de intervenție al Guvernului. Menționăm că în urma semnării acordului dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Federației Ruse, Guvernul a primit asistență financiară nerambursabilă în valoare de 275 de milioane de ruble rusești, adică 60 de milioane de lei, pentru susținerea producătorilor agricoli care au avut de suferit din cauza calamităților naturale.